Spune, pot să vă spun doar că am emoții foarte mari și îmi spuneam fiului meu, pentru că am fost împreună să mâncăm înainte de lansare, și îmi spuneam, nu pot să mănânc, nu e foame pentru că am emoții. Și el s-a uitat la mine și a zis, emoții? Ce emoții să ai? Și într-o dată nu înțelegeam de unde tonul ăsta și m-am uitat foarte surprinsă și el mi-a zis, e, uite, exact așa îmi zici tu mie când mă duc la concurs și spun că am emoții. Ce emoții să ai? Nu trebuie să ai nicio emoție, te duci, încerci, spui, faci treaba și ai plecat. Așa încât, așa mi-a spus și așa am să fac. Să vă spun câteva cuvinte de ce această carte, ca și multe alte lucruri din viața mea, a fost scrisă într-un moment precis, și anume în luna mai am vrut să fie lansare, pentru că în luna mai se împlinesc 10 ani de când s-a înființat revista Diwan, unde au apărut foarte multe dintre textele acestea, dintre aceste povești, amintiri ale mele. Și am zis, haideți să fac o carte, să pun toate aceste povești la oaltă într-o carte, pentru că mulți oameni poate n-au citit număr de număr revista. Apoi există foarte mulți cititori de carte care nu vor cumpăra niciodată o revistă glossy. Și apoi există acei cititori ca și mine, care vor să citească repede tot, dintr-o dată, să fie toate poveștile într-un singur loc și să nu stea să aștepte următorul episod. Eu, de exemplu, sunt o foarte, foarte slabă urmăritoare de seriale, pentru că nu am răbdare până la episodul următor și prefer să se adună odată multe DVD-uri, să le cumpăr și să-l văd odată toate episoadele. Așa că m-am gândit că o carte cu toate aceste texte puse la oaltă ar fi cam așa ceva. Și pe urmă am citit acum o vreme o carte a lui Tudor Chirilă în care își pusese toate postările de pe blog și mi-am dat seama că eu habar n-aveam despre blogul respectiv, deci niciodată n-aș fi aflat toate acele lucruri minunate despre el dacă n-aș fi citit cartea. Și oricum, chiar dacă aș fi aflat despre blog, cum v-am spus, n-aș fi avut niciodată răbdare să stau să mă uit în fiecare zi și să văd ce am mai zis. Deci cam acestea au fost motivele pentru care am vrut să adun toate poveștile într-o carte. Acum, așa cum au spus deja acești oameni care vorbesc mult mai bine decât mine, poveștile sunt niște povești în care probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră vă veți regăsi, pentru că toți am fost copii, mulți dintre noi am avut aceste frumoase copilării la țară, toți am avut bunici frumoși pe care i-am iubit și am trăit alături de ei lucruri minunate, toți am avut un prim iubit, nu? Toți am avut un al doilea. Mulți dintre noi avem copii, avem o relație specială cu părinții noștri, așa încât sunt convinsă că vă veți recunoaște în poveștile respective și sper să fie o lectură ușoară, dar plăcută. Vreau să mulțumesc acum unor oameni, pentru că, da, sunt obsedată în a mulțumi, pentru că, da, sunt obsedată de faptul că nu poți să faci nimic în viață dacă nu întâlnești la un moment dat niște oameni care să-ți întindă o mână, care să-ți recunoască un talent, care să-ți recunoască un merit și care să te ajute. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Gabriel Liceanu și editurii Humanitas, pentru că au considerat că aceste scrieri ale mele merită și se ridică la prestigiul acestei edituri extraordinare, și să-i mulțumesc și pentru cele câteva lucruri pe care mi le-a spus la prima noastră întâlnire, dar pe care nu pot să vi le dezvălu. Vreau să îi mulțumesc din suflet Lidiei Bodea și vreau să mulțumesc Iustinei Croitoru, pentru că ele au fost cele care au rămas apoi cu greul și care au trebuit să țină legătura cu mine zi de zi și să vedem cum să facem și în ce fel să facem să iasă bine această carte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult Radu Paraschivescu că mi-a luat acel interviu atât de frumos și că mi-a pus acele întrebări atât de bine încât să reiasă cine sunt, sper. Și mai ales, pentru mine a fost o mare plăcere să stăm de vorbă, pentru că am găsit multe lucruri, avem foarte multe lucruri în comun, iar eu sunt un mare admirator al talentului scriitoricesc al lui Radu Paraschivescu. Vreau să îi mulțumesc lui Lucian Mândruță, prietenului meu de 150 de ani, care mi-a sugerat acest titlu. Mie mi se pare foarte simpatic și foarte potrivit, pentru că probabil majoritatea oamenilor întotdeauna când se pronunță Andreea Esca și imaginează pe cineva care vorbește la un televizor. Cred că este un titlu simpatic și nu știu dacă va avea foarte mare succes, dar să știți că titlul a avut mare succes deja. Vreau să îi mulțumesc lui Cristian Tudor Popescu, pentru că el a avut de asemenea răbdare ca an de zile să se uite peste editorialele mele, pentru că am vrut să mai cer părerea cuiva de fiecare dată când scriam. Așa cum am spus, am încredere în unii oameni și vreau să le știu părerea și să le ascult.
Și el a tot citit și atunci când a fost cazul, mi-a spus, uite, aici nu cred că se înțelege prea bine, aici nu prea știu ce ai vrut să spui, și într-un fel m-a ghidat către, zic eu, o mai bună scritură. Și desigur vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pentru că fără dumneavoastră nu aș fi aici, nu aș fi eu cea care sunt astăzi și cred că înțelegeți foarte bine ceea ce vreau să spun. Mulțumesc foarte mult! Acum răspunsul la întrebarea ce am făcut când am făcut va fi am dat autograful.